Salutare, numele sunt Narcis Gaming, bine ați venit la un nou episod de Minecraft Bleach Mod. În acest episod habar n-am ce o să facem, poate să ne mai joc un... Holo? Cine e acolo? E cineva acolo sau eu mai... Nu e cineva. Hei, tu, cine ești aici? Hai mă, mă recunoști. Cine... E Gio? Crescă, da. De ce faci chestie pe cap? Urahara mi-a dat-o. Urahara chestie? Da. Vrei să-l cunoști? Da. Du-te în acele crăpături, în acel crater și o să-l cunoști. Craterul ăla? Cer căută o rahară chischi acolo. Dacă zice Ichigo că e acolo, eu îl cred. Stai. Uite la acolo. Uite acolo. O rahară chischi. Salut, eu sunt Narcis Gam. Știu cine ești. Cei din Solar Society m-au pus să te aduc aici. De ce? Fiindcă o să mergi pe lună. Am aflat că cel care a adus Arancari, Arancaru Eșua și Arancaru 30 de bătut cu el, i-a închis pe lună și așa că acest lucru se ducă pe lună. Wow. Stai, ai nevoie de echipament. Echipamentul în acest cufăr. Așa că te rog tot să-ți lași și cai și restul echipamentelor prețioase aici și să ieci în cufăr. Da, inclusiv și caiul. Și nu, nu o să poți face banca. Și încă o veste care s-ar putea să sprească. Chestia o să se altereze energia spirituală. Ce vrei să spui? Ori să ți-o mărească cu o storță, o să scade fiecare dată când te duci. Perfect. Dar eu nu am avut suficient combustibil. Ce? N-ai decât de dus, de întors n-ai. Și ce îmi trebuie? Dau un powder. Cât? 20. Am 20 bucăți, perfect. Îi fac plinul. Nu. 25. Chiar că n-aveai suficient. Acum e suficient. Bun. Acum ia ce în cufăr și lasă. Wow. Un costum spațial. Cât de tare. Nici masca nu o să o poți folosi, altfel vei muri. Dom'le, sunt fără armură. Și vrei să mă lucre? Să închiși, o să fie închiși. O să-i poți zbor ușor. Lasă-ți mare parte din iteme aici. Nu o să-ți folosesc. Adică las tot mai puțin carne. Dacă dorești tu, lasă ce. O să iei cu putere mare, o să te ajute. Wow. Fii pregătit când o să ajungi pe lună și o să întâlnești acei arancari. Deci o să fii gata să pleci, se cam întunecă. Ar fi momentul să te pregătești. Da, domnule Urahara. Da. Pleacă și salvează lumea. Înțeles? Soarele? Incredibil, ăla-i soarele. Ce sunt astea? Cred că sunt celule. Ia, le pot deschide cu mâna acolo? Rahara nu mi-a pus și mie un pichex sau ceva. Nu pot să cred cine acolo, iar încă lui șuat. Ce ciudat, nici măcar am ajuns la el. Cred că pe ei pune să moară acolo sau ceva de genul. Nu știu, cred că ne-am spart asta, cred că a intrat. Cred că astea sunt generatoare de oxigen. Asta e cel mai... Singurul care are cel mai multe generatoare de oxigen. Și cred că știu cine e aici. Cineva care nu cred că ar vrea să fie distrus. Așa ușor. Uite, acea distorsionare de a fost anunțat a mers. Știi să rupte al recu. Dar n-a supraviețuit. Arancarul 30, nici să comenteze n-a avut. Cum? Deci acum că am terminat cu asta, Urahara a zis să mă întorc. Am și generatoare. Nu știu ce să fac cu ele. Ar fi bine să raportez asta lui Urahara și lui Ichigo. Numai dacă mai sunt acolo. Nu fi plecat în Solar Society. Ei, găsesc altă dată. Ar fi bine să mă întorc. Sabia să cred că o să repăstrez în caz de ceva și costumul. Și racheta la loc singur acolo. Aoleu, de câte se pare m-am întors. Unde m-am întors? Măcar a aterizat în loc sigur. O distrus totul în jur.
Alfa Romeo. Toate itemele mele. Ce am avut la mine. Totul în sens siguranță. Urahara se pare că a plecat, dar n-are nimic. O să-mi păstrez restul. Înapoi la uniforma mea de Shinigami. Când o să-i găsesc, va trebui să le raportez tot ce s-a întâmplat. Urahara! A, uite la acolo. Urahara! Oh, Narcis Gami, te-ai întors deja? Da. Deci, și ce s-a întâmplat? Se pare că acolo era un pusă moară. Am găsit acest aer generator. Generator de aer, deci. Îi ținea acolo și când am spart, au pierit. Arancar 30, eu cred că era cel mai protejat în generator de aer. Asta explică multe, trebuie să le raportez celor din Soul Society. Și cele șoate era simplu blocat acolo. Blocat, zici. Asta e ceva grav. Și o să păstrez restul și racheta, nu se știe că nu o să mai am nevoie să mai merg pe lună. De ce? Să mai mergi pe lună? O să mai vreau să mai fac excursii, poate. E cam foame după un drum spațial. Ichigo, s-a rezolvat totul. Bravo. Carne? Ichigo, ce s-a întâmplat? Nimic? E carne de vacă, peste tot și piele. S-au îngrămădit lângă tine și le-ai tras că ce-o sări? S-au îngrămădit în sările mea? Zangheață! Nu poți să-i faci asta lui Ichigo, nu poți. Sau, poate să-l crezi să-i rămânesc în pământ și mor. Și Ichigo s-a blocat acolo. Păi, Narcis, eu cu Urahara plecăm în Soul Society. Ne vine o altă dată? Wow, n-a mai funcționat alternarea de data asta. Da, ia uite, se pare că nu a mai funcționat. Doar 370 am rămas. 370? E măricel? Mersi. Păi noi am plecat în Soul Society. Păi noi zicem papa. Din câte se pare, Ichigo a plecat în Soul Society să raporteze împreună cu Kisuke Urahara. Se face noapte. Mi-aș băga asta în chest. Pun o pauză până revin și le bag în chest și într-un modul bancai. Că s-ar putea să facem niște mici lupte cu mobii. Așa, până am pus eu asta, s-a făcut și noapte. Episodul ăsta nu prea mai vreau tot să-l fac așa lung. Fiindcă m-am plictisit, e și joi 2 dimineața, din câte se pare. M-am pus în patru să mă bat la somn, numai la somn, m-am gândit să filmez și etc. Racheta nu o pot folosi și nu pot să fac altceva. Ia uite racheta mea cum se vede. Rachet. Tarantulă! Nu s-ar tu la mine. Holu. Masca. Hai. Te crezi mare și mare smartul. Trece-o-ci smartule. Cine s-a crezut mare smart? Păi și-a luat-o pe coajă. Ce ciudat a fost asta. Am intrat efectiv în zid. Efectiv am fost în zid. Una și alta cu zidul. Efectiv, acel creeper cred că se îndreaptă spre mine.
prea mult creeper, prea mult creeper. Nu, 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 unde ești, unde ești, unde ești, că unde dacă sprinzi ești mort. Ce mai am făcut cu un holo? Nu. Holo, sunt prea răi de data asta. Sunt prea răi și destructivi. E un schelet ăla. Creeper și zombie. Oh, no. Exact cum am zis, vreau să fie un episod scurt. Așa că eu mă bag la somn să scap de ei, nu mai am chef de niciun horror. Am scăpat de toți mai puțin de tine, prietenaș. A, cred că mi-am spărit în greșelă o torță. Nu are nimic. Acum am revenit. Cum am zis, nu vreau să fiu un episod lung. Acesta după o călătorie în spațiu. O mică vacanță în spațiu. Ne vedem într-un alt episod. Probabil ceva mai incitant o să se întâmple. Nu știu exact ce. Dar... ne vedem data viitoare. Eu am fost Narcis Gaming, sunt în mod Bankai, cu Flames and Gheță. Sper că v-a plăcut ce am făcut azi. Am fost pe lună, în spațiu, deci cam atât cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!